O să deschide Scriptura la Matei, capitolul 21, de la versetul 33 la versetul 43 inclusiv, pagina în Biblie 949. Matei, capitolul 21. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi mai mulți decât cei din tâi și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns, pe ticăloșii aceia ticăloșii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Amin. Ocupați locurile. Mă bucur în această dimineață să fiu cu dumneavoastră împreună și doresc Domnul să vă binecuvinteze. Au fost trezite emoțiile mele, că v-ați rugat pentru Arad, pentru Arădeni, pentru județ, pentru comunitate. Știu că sunt foarte mulți aici în biserică din Arad, doresc ca Domnul să vă asculte rugăciunea și să lucreze în județul Arad și în România. Numele Domnului să fie binecuvântat. În această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă câteva gânduri despre rodire. N-am vorbit cu fratele Luigi să pregătesc terenul pentru colecta de după masă. Dar am întotdeauna și am cerut Domnului să-mi facă hatârul acesta, ori de câte ori trebuie să pregătesc un cuvânt, Domnul îmi dă un semn sau două să-mi arate că am ales bine tema și pasajul. Și când am luat buletinul duminical și am citit pe prima pagină ca titlu de bază încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Mi-am dat seama că într-adevăr Domnul vrea să vorbesc despre rodirea noastră care trebuie să fie îmbelșugată. De asemenea, un al doilea semn s-a amintit aici despre Ioan Botezătorul. Și vreau să vă spun, stimați ascultători, că Ioan Botezătorul a fost unul care a înțeles cine este Dumnezeu și a înțeles ce vrea Dumnezeu. Și a strigat în predica lui, când ei veneau cu ideea că sunt fiii lui Avraam, poate noi arădenii ne lăudăm cu istoria noastră, așa cum ați auzit aici cu istoria penticostală, nu-i suficient că avem o istorie, că avem strămoși, că suntem copiii lui Avram, cum spuneau contemporanii Domnului Iisus, Ioan Botezătorul a spus, securia și fost înfiptele rădăcina pomilor și orice pom, ascultați cum spune Ioan, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Iată în această dimineață, iubiți frați și surori, vreau să mă opresc asupra acestei teme. Nu întâmplător spune aici autorul Matei că Domnul Iisus a spus era un om gospodar. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu al eficienței. El este un Dumnezeu care așteaptă de la noi mai mult decât credem noi. De ce? Pentru că El a investit. Așa citim aici, a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard,
a săpat un teasc în ea, a zidit un turn. Vreau să vă spun că contemporanii au înțeles la cine face aluzie Domnul Iisus în pilda aceasta. Pentru că este acea frumoasă cântare din Isaia, capitolul 5. Vă rog să deschideți Scriptura. În Isaia, capitolul 5, este o cântare a preiubitului meu, spune prorocul Isaia. Voi cânta preiubitului meu, cântarea preiubitului meu despre via lui. Preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc. Apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Și ascultați versetul de aur. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că noi avem de-a face cu un Dumnezeu viu și adevărat, numele Lui să fie binecuvântat. Este o tendință a noastră, a predicatorilor, să prezentăm un Dumnezeu exagerat de bun, să atragem oamenii prezentând întâi bunătatea lui Dumnezeu. Suntem tentați să prezentăm dragostea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, iubiți frați și surori, Dumnezeu este dragoste, dar nu se lasă să fie batjocorit. Mi-am notat aici pe un bilețel, pe o coloană, calitățile lui Dumnezeu, pe care noi le căutăm mereu și facem apel mai mult la ele decât la celelalte aspecte ale ființei lui Dumnezeu. Și mi-am notat aici, Dumnezeu iartă, dar și pedepsește. Este cu omul cu inima zdrobită, dar stă împotriva celor mândri. Este dragoste și când folosește nuiaua. Cel mai sumbru mesaj din Scriptură transmis cetății Ninive, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită, el conține în acest mesaj și dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Dumnezeu încă 40 de zile. Dumnezeu le-a dat șansa, le-a dat posibilitatea că putea să trimită focul și prăpădul imediat. Era motivat să o facă. Iona s-a supărat că oamenii din Ninive s-au pocăit. Ar fi vrut să vadă spectacolul acela de foc, de fum, de pucioasă, i-ar fi plăcut în sfârșit să vadă răzbunarea asupra acestui popor care a asuprit toate popoarele din prejur. Dar și cel mai sumbru mesaj transmis de Dumnezeu conține în el dragostea și răbdarea lui Dumnezeu încă 40 de zile. De asemenea, iubiți frați și surori, am rămas uimit când am căutat în Scriptură, am găsit un proroc, știam pasajul acesta, dar în cartea lui Naum, în capitolul 1, este pus parcă în contrast. Și aș vrea să fiți întotdeauna atenți când vorbiți despre Dumnezeu. Pavel ne spune în cartea Romanilor, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu, dar uită-te și la asprimea lui Dumnezeu. Un mesaj complet conține și bunătatea lui Dumnezeu și asprimea lui Dumnezeu. Pavel spune în cartea Faptele Apostolilor, nu v-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Iată, iubiți frați și surori, în cartea profetului Naum, găsim pasajul acesta atât de contrastant pe care vreau să vi-l prezint, ca apoi să intrăm în datele problemei, ceea ce ne vizează pe noi, să facem roade fapte, roade vrednice de pocăința noastră, așa cum ne cere Domnul. Domnul este un Dumnezeu gelos, spune versetul 2 din Naum, capitolul 1, și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe protivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie
și nu-l lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile, Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se vesejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El, slăvit să fie Domn. Ca o sinusoidă ne vorbește când despre bunătatea lui Dumnezeu, când despre dragostea lui, îndelunga lui răbdare, când despre asprimea lui Dumnezeu și parcă încheie în final, că așa aș vrea și eu să rămânem cu frumusețea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Domnul este bun, slăvit să fie numele Domnului. Haideți, iubiți frați și sorori, să ne uităm în Scriptură legat de această lucrare a rodirii noastre. Suntem la început de an, se arată un an din punct de vedere al prognozelor noastre, un an binecuvântat, va fi anul citirii Bibliei. Vreau să vă spun că fără să știu ce v-ați propus dumneavoastră, mi-am propus și eu același lucru, am transmis familiei, am rugat pe copii, l-am transmis la fiecare câte un e-mail și am spus, vreau în acest an să citim împreună Scriptura. Urmează, sigur, să întreb, să le pun întrebări, să le trimit pe e-mail ce am găsit din frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, căci vreau să vă mărturisesc că ori de câte ori citesc Scriptura, deși am trecut de multe ori peste un pasaj, găsesc ceva proaspăt. Este ca mana aceea cerească care Dumnezeu o dădea în fiecare dimineață lui Israel, slăvit să fie Dumnezeu. Ea are un efect benefic pentru noi. Aș vrea, iubiți frați și surori, să vă motivez la o viață de rodire, pentru că citind în pasajul acesta am găsit un verset pe care eu l-am subliniat, versetul 43, ultimul verset din citirea de astăzi, și vreau să vă spun că Mântuitorul, când a vorbit contemporanilor săi, a rostit aici o frază plină de credință și a arătat încrederea care o are pentru cei ce vor veni după el, pentru cei care îl vor înlocui pe evrei. El spunea, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi, evreilor, deși sunteți fiii lui Avram, deși vă lăudați cu lege, cu proroci, cu trecut, cu istorie, cu jertfe, cu sânge, cu zeciuială, deși vă lăudați cu tăiere împrejur, cu toate acestea, împărăția va fi luată de la voi și va fi dată, ascultați, unui neam care va aduce roadele cuvenite. Hristos a avut încredere în noi. Ori de câte ori citesc versetul acesta, mi-e frică să nu-L dezamăgesc pe Domnul, să nu dezamăgesc așteptarea Domnului. O voi da unui neam care va aduce roadele cuvenite. Într-adevăr, e foarte bine că Matei a prezentat pe Dumnezeu ca un bun gospodar care așteaptă rod. Spune aici versetul 34, când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi ca să ia partea lui de rod. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că noi suntem foarte atenți când este vorba de grădinile noastre, de investițiile noastre. M-am mirat citind recent în România, se pune bazele pe această rodire și chiar Gardul Viu, era o reclamă pentru Gardul Viu, le-a venit ideea în sfârșit să fie un gard viu care să aibă roade. Și erau descrise roadele acolo, niște bobițe de genul afinelor, ceva de genul coacăzelor negre, n-am înțeles foarte bine, era explicat acolo vitaminele, valoarea nutritivă, ca oamenii să pună chiar pe marginea grădinilor, chiar delimitarea dintre el și vecinul, ca și gard viu, o plantă care să rodească. Așa suntem noi, vrem multă eficiență. Eu am pus la stradă pomi și mă uit cu drag când trece câte un trecător toamna și se oprește să consume din prunele care le am acolo pe margini.
Chiar a venit cineva din America și a cerut permisiunea să mă ia din prunii aceia, că natural, nu i-a stropit nimeni, nu i-a udat nimeni, nu le-a pus nimeni substanțe, nimic stimulator sau ceva, și își amintea de gustul fructelor din copilărie. Așa suntem noi, vrem să fim eficienți, vrem să culegem ceea ce s-a rodit. Și privim triști câteodată când un pom trece un an și anul acesta nu rodește. Îl vezi că înflorește foarte frumos și am un lămâi pe care îl scot afară și așa de frumos înflorește, plin de flori. Dar când să rodească, rămâne o lămâie sau două. Ce ziceți despre Domnul când se uită la viața noastră? El a lăsat slava cerească să vină la noi, ca noi să călcăm pe urmele Lui. A avut, repet, încredere în noi. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea în această dimineață două aspecte ale acestei rodiri. Întâi de toate, iubiți ascultători, vreau să vă identificați această rodire. Este o pildă în Vechiul Testament, în Cartea Judecătorilor, în capitolul 9, este pilda lui Iotam. Acolo sunt prezentate patru plante. Vreau să folosesc o expresie corectă, pentru că vița nu este un pom. Spinul nu este un pom. De aceea am folosit expresia patru plante. Și spune acest Iotam o pildă, că copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului: împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns: să împărăsesc eu unde lemnul meu, care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Să pierd o vremea cu alte lucruri? Eu am chemarea mea, a spus măslinul. Copacii au zis smochinului: vino tu și împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns: să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci? N-am altceva de făcut? Eu am o chemare, spune smochinul. Copacii au zis viței: vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns: să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Eu am rolul meu, spune vița de vie. De altfel, vreau să vă spun, iubiți frați și surori, eu am citit din cartea profetului Isaia, capitolul 5, despre îndurerata așteptarea Domnului și dezamăgirea, îndurerata dezamăgirea lui Dumnezeu, că via n-a adus rodul pe care el l-a așteptat. Și Dumnezeu face o transformare, face o schimbare strategică în sensul acesta, pentru că El dorește rod. Și spune Domnul Iisus, Ioan 15, pasaj la care voi mai apela la momentul respectiv, și Domnul Iisus ne arată această schimbare și spune în felul următor: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Adică nu mai este o viță, o vie semănată pe o câmpie foarte mănoasă, fiecare în parte care să aducă rod, ci Domnul a schimbat, l-a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră și Biblia spune că El pregătește faptele noastre bune ca noi să umblăm în ele, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și El spune: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și aștept de la voi rod. Tatăl meu este vierul, El urmărește și îngrijește această viță. Să-mi las eu vinul, spunea aici pilda lui Iotam, care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, și să mă duc să domnesc peste copaci. Atunci toți copacii au zis spinului: vino tu și împărățește peste noi. Iubiți frați și surori, sigur, nu vreau să zignesc pe nimeni, dar orice pădure are și uscături. Din păcate, sunt și oameni care fac slujba aceasta de spin. Agață când pe unul, când pe altul, înțeapă când pe unul, când pe altul. Mi-aduc aminte și mi-a perit atunci tot cheful de a mai culege măcieșe. Am vrut să culeg măcieșe pentru ceaiul acela foarte bun.
sau se face acum un preparat din pastă de măcieșe, dar m-am ales, mai ales că veneam de undeva din lucrarea Domnului și m-am ales cu fire trase din țesătură. Măcieșul are un spine în acesta foarte ciudat, te agață, orice mișcare, trebuie să lucrezi cu mare atenție. Îmi pare rău să vă spun, sunt oameni cu care trebuie să lucrezi cu mare atenție. Îmi permis să spun aceasta mai mult decât păstorul dumneavoastră. El poate n-ar putea să spun acest lucru. Vă iubește și eu vă iubesc, dar pot și sunt lucruri pe care doar un musafir poate să-l spună. Și îl spun în această zi, luminat de Duhul Sfânt, privind la pilda aceasta, spre tristețea noastră o spun, sunt oameni care se poartă în felul acesta. Domnul să-i transforme, Domnul să-i altoiască, Domnul să-i ajute și pe ei să facă roade vrednice de pocăință. Haideți în această dimineață, iubiți frați și surori, să identificăm rodul care trebuie să-l aducem. Am rămas uimit când am aflat aceasta, fratele Miculescu îmi povestea, are în biserică câteva persoane la care apelează când are nevoie de mijlocire în rugăciune. Surori în vârstă, de altfel după aceea am constatat și eu că sunt persoane care, fără ca să se laude, îmi spune, frate Fedor, m-am rugat pentru soția dumitale, m-am rugat pentru familia dumitale. Și mă bucur să găsesc ca o categorie de oameni în adunare care știu să mijlocească, care știu să se roage, care știu să vină înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă în Scriptură la oamenii care au mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu se laudă cu Moise și Samuel, mijlocitori prin excelență. Capul de tabel, dacă vreți, al celor care știu să mijlocească. Samuel îi spune lui Saul și celorlalți, departe de mine gândul să încetez, să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, încetând să mă rog pentru voi. Sau Moise, care 40 de zile și 40 de nopți a postit și s-a rugat pentru popor, popor care vroia să-l ucidă cu pietre. Și când Dumnezeu a spus, Moise, dă-te la o parte, îi nimicesc pe toți și fac din tine un neam mare. A spus, Doamne, ce o să zică neamurile? Mai bine, șterge-mă pe mine din cartea care ai scris-o. Asta înseamnă un mijlocitor. Aș vrea în această dimineață, iubiți frați și surori, identificați-vă această rodire. Pentru că spune cuvântul Sfânt în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 12, că nu se are în vedere ce nu are omul, ci ceea ce are omul. Și în timp ce mă gândeam la subiectul acesta, la identificarea rodirii, mi-am imaginat într-o biserică că vine un frate și spune, într-un grup acolo, uite, m-am gândit, este o soră în vârstă care a venit iarna pe nepregătite, am fost întâmplător la ea în colna aceea să-i duc niște lemne și vreau să vă spun, prieteni dragi, spune el grupului acelea, că m-am văzut parcă atenționat de Dumnezeu, să-i cumpărăm niște lemne. Eu am pregătit, spune el, eu am pregătit ceva bani și vreau să-i cumpărăm niște lemne. Un altul de acolo spune, uite ce, eu sunt șofer, eu o să vin cu mașina și o să le aduc. Un altul de alături spune, eu am un motor de ăsta de tăiat, o drujbă, cum spunem noi, și eu o să vin să le tai. Și un altul spune, eu nu sunt pregătit din punct de vedere financiar, nici nu sunt așa tare din punct de vedere fizic, dar o să le iau băiatul meu, el o să le aducă cu roaba după ce le crăpăm și eu o să le așez acolo în stivă. Iată cum oameni care au identificat o nevoie, oameni care sunt pregătiți să facă ceva, unul care poate să dea banul, altul care poate să pună mâna, altul care poate să susțină, are ceea ce trebuie, mașină, motor de tăiat și așa mai departe, ei pot să facă împreună o lucrare completă. V-am dat doar un exemplu tipic românesc, un exemplu în ton cu iarna aceasta în care trăim și aici și în România. Se poate să identifici rodul acesta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fie acest început de an un început al descifrării ce vrea Dumnezeu de la tine. Nu spune că nu poți. Ieremia, când a încercat să scuze înaintea lui Dumnezeu, a spus, Doamne, eu sunt copil. Nu spune că ești un copil, că eu sunt cu tine. Te voi face ca un zid tare. Uitați-vă la toată cartea lui Ieremia.
O luptă între un popor întreg și un om. Nu puteau să-l nimicească? Puteau să-l nimicească, dar Dumnezeu l-a protejat. A spus Ieremia, eu voi fi cu tine. Nu spune că nu vrei. Moise, du-te, nu mă duc. Trimite pe cine vrei. Cu alte cuvinte, eu nu vreau. Până la urmă, Moise se lasă înduplecat și merge să facă lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în această dimineață să identificăm rodul nostru. Domnul să ne dea putere. Apoi, iubiți frați și surori, vreau să vă spun că rodirea are niște calități. Observați că am citat din cuvântarea lui Ioan Botezătorul, el a subliniat, pomul trebuie să aducă roadă și să fie bună. Dumnezeu când face o dare de seamă legat de via lui, de pe câmpia aceea foarte mănoasă, spune în dezamăgirea lui, a adus struguri sălbatici. În primul rând, iubiți frați și surori, noi trebuie să aducem un rod de calitate. Doamne, ajută-ne la aceasta. S-a întâmplat și n-aș vrea să dau prea multe detalii, pentru că suntem înregistrați, poate ar putea vedea respectivul la noi în biserică, s-a întâmplat când a fost trimis un om cu ajutoare, a făcut mare circ, s-a uitat prin frigiderele fraților, a intrat prin cămară, plea plin de râvnă pentru această lucrare. Trebuie să aducem un rod dulce, plăcut. Nu să facem pe jandarmi, nu să facem pe oamenii corecți, nu să depășim limitele noastre, să fim bădărani și așa mai departe. Trebuie să aducem un rod bun. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, iubiți frați și surori, citim în cartea lui Ioan, așa cum vă spuneam, din Ioan 15, un secret. Mântuitorul spune în felul următor, orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Rodirea noastră trebuie să crească progresiv. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci dacă anul acesta, dacă luna aceasta eu am făcut un număr de fapte, luna următoare, pentru că Dumnezeu se ocupă de mine și mă binecuvintează, nu condiționat, nu pentru că eu am făcut, El îmi face, nu, să nu înțelegeți aceasta. El ne face pentru că este Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, plin de îndurare, plin de milă, numele Lui să fie binecuvântat. El dă ploaie și peste buruieni și peste culturi, și peste cel bun, spune Scriptura, și peste cel rău. Nu pentru aceasta facem noi fapte, nu, facem fapte pentru că vrem să semănăm cu Domnul nostru, vrem să fim ca El, vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, care este un Dumnezeu al eficienței. Rodul nostru trebuie să crească progresiv. Domnul să vă ajute la aceasta. Înțelegeți ceea ce vă spun. Și veți vedea binecuvântarea lui Dumnezeu și mai mult decât atât vreau să vă gândiți și la răsplata lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune, cine seamănă mult, mult va secera. Deci dacă este rodirea progresivă, crescândă și răsplata va fi pe măsură. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, iubiți frați și surori, mă uit în Scriptură și am găsit ceva ciudat în Marcu, capitolul 11. Vă spuneam că Dumnezeu este Cel care caută rod. Și într-o zi Domnul Iisus se oprește în dreptul unui smochin, pe marginea drumului. Iată că și evreii aveau stilul acesta de a pune peste tot pomi să poată să aibă rod. În Marcu 11 vreau să vă citesc și totodată aș încerca în această zi să vă explic în câteva cuvinte ceva despre smochin. Spune aici cuvântul, ca a doua zi, versetul 12 din capitolul 11, spune Mântuitorul a ieșit din Betania și Domnul Iisus a flămânzit, a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. De ce o fi subliniat Marcu amănuntul acesta? M-am frământat multă vreme și aș fi vrut să știu legea aceasta în dreptul smochinului. Și Dumnezeu mi-a dat o lumină. Dispensarul unde duceam copiii, ne duceam pe Andrei când era micuț
și pe ceilalți la tratament, la vaccin și așa mai departe, este o clădire care închide o curte de lumină pe toate laturile și cineva a avut inspirația să pună în curtea aceea de lumină 5 smochini, în colțuri frumos, și pentru că gerul nu pătrunde puternic, pentru că este cu 4 nivele clădirea și doar undeva sus vine aerul rece. Tot locul acela, cei 4 smochini, 5 smochini, erau înconjurați de ziduri, erau într-o curte interioară și aveau o temperatură prielnică și nu i-a afectat gerul. Au ajuns să crească groși. N-am mai văzut în România smochin așa de gros. Și tot mergând cu copiii, am urmărit un aspect al smochinelor. Știți ce se întâmplă, iubiți frați și surori? Înainte de a fi roada în plinătate, înainte de a fi vremea roadelor, toamna, când culegi, din când în când, pe câte o crenguță, se coace câte o smochină. O, cum aș fi dus, dar mi-era rușine de oamenii care stăteau acolo la rând, să deschid ușa aceea și să intru în curtea aceea de lumină și să savurez smochina aceea, când nu era încă vremea roadelor, era câte una, două, trei în pom, care era mai coaptă decât celelalte, suculentă, frumoasă, atrăgătoare. Nu era... Pe celelalte crei nu erau decât smochine verzi. La fiecare frunză, la baza frunzei, este o smochină. O frunză, o smochină, o frunză, o smochină. M-am uitat atent la pomii aceia și am urmărit ani de zile și am înțeles de ce a spus Marcu. Nu era încă vremea smochinelor. De asemenea, vreau să vă spun, după legea lui Israel, dacă ar fi fost după culegerea roadelor, omul trebuia să lase necules niște smochine, neculese niște smochine pe crengi pentru trecătorul care ar vrea să guste din pomul acela. Era o lege în Israel, să nu scuturi tot smochinul, să lași pentru cel sărac. Să nu scuturi măslinul, să lași pentru cel sărac. Deci, indiferent, fie că era mai devreme de perioada de culegere a smochinilor, fie că era după culegerea smochinilor, trebuia să fie în pom 3-4 smochine coapte. Asta vrea să ne spună Domnul prin cuvântul acesta și vreau să vă spun și eu, iubiți frați și surori, dacă rodul nostru trebuie să fie bun, dacă roada noastră trebuie să crească progresiv, vreau să vă spun că roada noastră trebuie să fie în mod continuu. Nu se poate spune las pocăința 5 minute la o parte, așa ceva nu se poate. Nu vă amăgiți cu această expresie. La noi, în viața noastră, Dumnezeu trebuie să găsească rod întotdeauna. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așa am înțeles pasajul acesta și vreau să vă spun în această zi, căutați să fiți la îndemâna lui Dumnezeu și să rodiți așa cum El vă cere. Și un ultim punct, nu în ultimul rând, vreau să vă spun, iubiți frați și surori, și o să vă fac și o mică observație, îmi permit aceasta, fiind musafir, rodirea trebuie să fie în liniște. Silențioasă. Nu știu dacă dumneavoastră ați intrat vreodată într-o livadă, ce-ar fi să intrați într-o livadă, să auziți gălăgii în pomii aceia și să întrebați pe cel care îngrijește, ce se întâmplă? Păi să coc merele. Ați auzit vreo gălăgie atunci când se coc merele? Sau ați auzit vreo gălăgie când înfloresc pomii? Pomul răspândește mirosul, atrage privirile, roadele se pârguiesc în pom. Sunt binecuvântări pentru noi și vreau să înțeleg în această zi și vreau să înțelegeți dumneavoastră, rodirea trebuie să fie silențioasă. Știți ce a spus Mântuitorul în predica de pe munte? Găsind un popor gălăgios care suna din trâmbiță când făceau milostenie, Mântuitorul a spus în felul următor și vreau să vă spun în această dimineață, să vă citesc pasajul acesta și să vă fac acea mică observație. Când se vor întoarce frații din Africa, să nu mai faceți gălăgie cum ați făcut la plecare. Dacă la plecare ați fost justificați, să vă rugați pentru ei, să-i ajutați și ați motivat poporul la rugăciune, foarte bine, dar când vor veni, mai ușor, cu sunatul din trâmbiță. Este în circulație un semn. O trompetă cu o linie roșie care o taie, claxonatul interzis. În pocăință, semnul acesta înseamnă nu suna din trâmbiță. Iată ce a spus Mântuitorul Matei, capitolul 6, în predica de pe munte. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei,
Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Iubiți frați și surori, rodirea trebuie să fie silențioasă, să nu ne pierdem răsplata. O, să nu se știe. Frate, aș vrea să fac aceasta, dar să nu se știe. Frate, aș vrea să dau, dar să nu spuneți numele meu. Aș vrea să lucrez, dar să nu se bată din tobă, pentru că eu vreau să am o răsplată. De multe ori mă frământă gândul acesta. Și când sunt sincer și mă uit așa și îmi fac o dare de seamă, mă întreboare, Doamne, nu mi-am pierdut răsplata pentru fapta aceea sau pentru fapta aceea, pentru lucrarea aceea sau pentru lucrarea aceea? Haideți în această zi să înțelegem la acest început de an că suntem chemați să rodim. Avem un Dumnezeu care este mai bun decât un gospodar, care dorește rod de la noi, a căutat rod la Israel, caută rod și la poporul său, caută rod și la vița de vie, caută rod și la smochinul din Luca 13, iată, sunt 3 ani de când caut rod și nu găsesc, taie-l să nu mai țină locul degeaba. Dumnezeu caută rod, El să ne dea putere în această zi să ne identificăm rodirea noastră, nu ceea ce nu are omul, spune Pavel, ci ceea ce are omul și să nu uităm că rodirea trebuie să fie bună, ea trebuie să fie de calitate, să crească progresiv și să nu facem gălăgie. În mod continuu, totdeauna, noi suntem la îndemâna lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.